sunt sigură că o să vă placă atât de mult acest interviu pentru că am alături de mine o doamnă minunată care pune pasiune în ceea ce face. Este vorba despre Chivarii Ana Carmen. Ea fotografiază cele mai minunate ființe de pe pământ, bebeluși, și eu, micuț, 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 pozele acelea pe care dumneavoastră le vedeți doar în reviste. Îți mulțumesc tare frumos că ne-ai primit la tine. Și eu vă mulțumesc că ați venit și... Uh, sunt foarte fericită că o am alături la mine. Da. Îmi spuneai că ai emoții și eu da. ți-am spus că îmi place când invitații mei au emoții pentru că transmită uh, da. mai departe. Este așa de frumos aici la tine, am intrat de jumătate de oră și nu mă satur să tot privesc în stânga și în dreapta, mai descoper o pălărioară, uh, o fotografie, uh, de unde atâtea lucruri? O să povestim. Vreau să-mi spui uh, cum a început totul. Totul a început acum trei ani, uh, așa ca și job, dar ca și pasiune a început uh, când am rămas însărcinată și l-aveam pe băiețelul meu în vurtică, mergeam la cursuri și am spus că îmi doresc să fotografiez doar noi născuți. Momentan, fotografiez și familii și bebeluși mai mari, dar uh, cu micuții de nou născuți total altfel. Emană o emoție foarte plăcută. Sunt așa micuți, cum spuneai și tu, drăgălași, uh, am nevoie multe, pentru că îmi dau foarte multă energie. Aș putea să fac toată ziua doar asta. Bun, dar până să până ajungi să uh, fotografie și să-ți să dorești asta, tu înainte să rămâi însărcinată, cochetai cu fotografia sau pur și simplu... Acum o să spun ca și cum spune toată lumea, da, chiar de mică, deci de mică o fotografiam pe nepoțica mea și îmi plăcea foarte mult, deci tot timpul eram cu aranjatul, cu, cu decoruri. Să totul perfect. da. da tot timpul. Deci tot timpul mi-a plăcut, mi plăcut să fiu și fotografiată și să fotografiez eu. Super! Da. Și atunci, după ce ai născut, ai zis, gata, da, vreau a început, să fotografiez da. bebeluș. Da, a început cu băiețelul meu, a început el, a fost primul pe care l-am fotografiat, dar încet, încet, am mers la workshop-uri, la mentoring-uri, am învățat cum să-i poziționez pentru că trebuie să știi, deoarece îi, totuși viața lor nu pot să spun în pericol, dar trebuie să ai grijă cum îi poziționez, că poate să pățească Doamne Fer. Încă nu am pățit și sper să nici nu am ocazia să, pățesc, să pățească ceva și dar trebuie să mergi la cursuri, la... Care sunt zilele ideale? Care este vârsta ideală? Nu zic vârsta, că e doar câteva zile pentru a putea fi fotografiați așa cum trebuie. Se spune că până la 15 zile de la naștere, wow. dar eu prefer, când, chiar când ies din spital, a șasea zi, a șaptea zi, am avut bebeluși de 6 zile care mi-a dormit cinci ore continuu și am făcut, cred că, cel puțin zece ținute cadre de coruri și eram, dacă era după mine, cred că până dimineața țineam aici pe părinți, dar am avut și bebeluș de 8 săptămâni care care a stat mai ceva ca cel de șase zile. Dar preferabil ar fi în primele zile de la naștere. Da, cum e din spital să vină la tine. Da, cam așa. Știu că pentru mămicii e mai greu, dar cam așa, da. Se duc acasă să-și vadă camera și pe urmă la da, ședință da. foto. Sau am avut și mămică din aceea care stătea la Baia Mare, născuse în Oradea și când venea de la spital s-a și oprit. Deci nu am mai mers acasă, a venit tot la, direct la mine. Da, ce frumoasă. Îmi spuneai mai devreme că vin mai mulți băieței decât fetițe. Da, eu uh, sunt mamă de băiat și, deși sunt mamă de băiat, ador fetițele. Și foarte puține. Cred că din 100 de nou de născuți cât am fotografiat, 80 sigur sunt băieți. Nu știu. În zona noastră se nasc mai mulți băieței și când am câte o fetiță una, două, cred că nu mă opresc la câte decoruri pregătesc. Da, pentru că am văzut că ai foarte multe ținute acolo, rochițe peste rochițe, ținute, vai, sunt atât de frumoase. Da. Nu mă pot opri. Are vorba soțul meu, mama, oprește-te că deja ai destule. Nu, nu am destule. <laughs> nu, e, e ceva care, care mereu trebuie, trebuie renuit. Am clienți care vin anual de 3-4 ori copiii cresc, dar încerc până la vârsta de patru ani am ținute și încerc să, să am tot timpul noi, așa la nou născut cât și la copiii mai mari și la maternitate, de exemplu, la, mami, la mămici, am ținută eu, ofer eu ținuta și încerc la toți. Bun, tu ești fotograf, dar de unde ai tu aceste superbități de lucrușoare, de cordeluțe, de inimioare, de tiuluri, de hăinițe, de... Trebuie uh, să fi și un mic designer, să zic așa. Uh, de exemplu, vedeai mai înainte fotolile. Soțul meu nu a acest jobolare, dar e pasionat, deoarece sunt foarte scumpe pentru micuții ăștia. Avem un grup de recuzită pentru fotografii din România, unde sunt minunați furnizori care, pot să zic, aduc magie în fotografiile noastre. Deci ei ne... Dar, uh, uite, încă și acum, ieri mi-au ajuns patru colete, urmează restul. Este o perioadă mai grea acum, dificilă, dar totuși încerc să schimb decorurile. Fiecare a doua, a treia lună am alt decor. Cum vine timp, adică perioada, primăvara, toamna, iarna, da, 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 vara, da. Tu ești aici acasă la tine, da? În curte, ai noroc, totuși ai aici un studio foarte frumos și mare. Cred că este visul oricărui fotograf. Acum, dacă vezi, tu -l vezi mare. <gântu -i> Pentru mine deja e mic. Uh, da. Am, la început, pot să-ți spun, uh, acum o să spun o poveste, când l-am născut pe fiul meu, la o lună am murit mama mea și am început acasă la mei. Deci am distrus tot living-ul la acasă. <gântu -i> Acolo am început să fotografiez și încet, încet am reușit să construim cu ajutorul uh, familiei mele, socrii mei, m-au ajutat foarte mult, taica mea, băie, băiețelul, soțul, toată lumea m-a ajutat în, în acest să ajung la nivelul unde sunt acum. Foarte frumos, așa este. Este nevoie să să avem pe toți alături, cei dragi, pentru că dacă nu, nu reușim să facem, trebuie susținere mereu da, uh, din partea lor. Da, am ajuns la o vârstă. Credeam, deci, mi-am dorit total altceva să fiu când am fost mica. Mi-am dorit foarte mult să fiu polițistă. Ei, am polițist în familie, dar uh, nu sunt eu. Uh, și cum am încet, încet, ce altceva să mai îmi placă. Am, am, înainte am avut un job unde eram la un magazin de haine și eu eram cea care aranja decorurile în vitrină, ținutele, le pregăteam, eram imaginea magazinului. Pentru mine tot timpul a fost lumea asta de decoruri, de aranjamente, de. Și cu, fo și cu fotografiatul, îți ca și cum ar fi, e viața mea. Am înțeles, îți place foarte, foarte mult. Um, spuneai că ai fotografiat cam în jur de 100 de copilași? Poate și mai mulți. <laughs> Îți spun așa... În trei ani asta? În... în din 2008. În doi ani. Deci noi născuți. Acum restul, nu ți le mai numărat, dar sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți. Am foarte mulți uh, care vin acasă din străinătate și... cum dincolo e altfel și prețurile și tot, foarte mulți am care vin, mai ales pe perioada de vară. Da, pe Ana o găsiți în Carei, dragii mei, în județul Satu Mare. Aproape, nu este departe Careiul. Și vă spun că ce găsiți aici este atât de frumos. Ți-am spus, cred că mai stau la tine, nu plec de aici. Mi-am programat alt Cu interviu ce după. La <laughs> Așadar, nu este departe, este aproape de satul mare, pentru că mă gândesc că mulți vin din satul mare, nu? Ai avut și din alte județe? A, da, cel mai departe a fost din Alba Iulia. Da? Dar am avut și din Oradea, și din Baia Mare, dar cei mai mulți vin din satul mare, da. da. Ce folosești cel mai des? Uite, văd aici o cutiuță și -o am întrebat mai devreme, încape un copilaj în cutiuța aceasta? A, cum îți spuneam, cutiuța asta este mare, dar, da. Este mare e, ca ai și mai mici. Am și mai mici, da. Este făcută de un furnizor din Cluj, Iana Geler. Îi spun numele pentru că ea e una dintre cele mai bune pe România. Și, da, blănițe, perinuțe care trebuie să, să fie destul de tari ca să, ca să îi țină căpuțul bine. Acum florile sunt naturale, încerc, încerc dacă pot să am flori flor în special naturale. Nu știu, ale de artificiale nu prea am. nu prea eu. Dar da, am leaere, blănițe, pătinuțe, foarte multe am. Și cum ai spus și tu, dincolo am foarte multe în cealaltă cameră și încerc să. E foarte greu când vin și-și aleg un pachet, pachet, de exemplu, standard, care conține două decoruri. La full dau și mai mult, dar e greu, pentru că am foarte multe și poate am recuzite care nici nu am folosit-o deloc. Am înțeles, dar cum îi faci pe copii să stea, cei de uh, 8 săptămâni care deja au personalitate și știu ce vor, cum îi liniștești, că ce... am văzut că ai avea acolo o jucărioară cu un zgomot... Uh... Nu știu, da, avem un bebeluș aici, Ana, bebeluș, bebeluș, bebeluș Ana. Da, este un aparat, baby BabyShirt se numește, emana șeșuitul ca să, nu cum să nu ne obosim, că până la urmă și eu fac dar aparatul este pentru șeșuit. În schimb, să știi că am foarte mulți bebeluși la care am adus uscător sau mi-a pornit mămicile aspirator, dar, bebelușii, am avut mai puțin de vârsta de 8 săptămâni. Am avut 2 și una de 6 săptămâni. Să știi că au stat foarte bine, fără să. doar papa să aibă. Deci să fie sătul și atunci poți să faci mult și bine cu ei. Dar ca să spun, încerc ca prima jumătate de oră să-i țin pe tătici și să-i spun să meargă la o primare, pentru că tăticii dau foarte multă emoție și copiii stau un pic mai stresați. În momentul că... sunt agitați, nu? Da, în da. general. Ei se tem, tăticii se tem, eu, ai nu cumva să pățească copilul ceva. Mămicile își doresc foarte mult. Cred că am avut doi tătici care și-au dorit ședința de newborn sau ședința de fotografiat. De obicei, mămicile, mămicile sunt foarte încântate de chestia asta și... Și au încredere în tine. Da, Asta, asta, e cel mai important pentru mine când vin aici să aibă încredere în mine pentru că chiar este necesar. Da. A, cred că am grijă exact ca de film meu. Da, trebuie. Trebuie foarte mare grijă și atenție și, și răbdare în special. Deci răbdarea, toți îmi spun că Ana, atâta răbdare ai, dacă eu aș avea atâta. Da, aici am foarte multă răbdare. În schimb, cu băiețelul meu, ca orice părinte, sunt și eu mai mai indulgentă, mai, un pic mai impunătoare. Nu este gelos când te vede că ești cu bebelușul? Să știi că nu este gelos și chiar și mai înainte. De obicei doarme până la ora 11. Dar când i-am spus că veniți, și eu vreau să vin, și eu vreau să vin, și eu vreau să văd ce fac. Și da, încearcă, încearcă deja. Până acum nu aveam treabă cu el, stătea în casă, nu venea jos. Dar acum deja, dacă vede copii, în special ăștia mici, vrea să vină înăuntru, da. Nu este, nu este gelos. Și dacă totuși îți plac așa de mult fetițele, mă gândesc că o să îți dorești să-ți fotografiezi și tu fetița, nu? <laughs> Speram să nu mă întreb. <laughs> nu, no, îmi doream foarte mult tot timpul încă un copil. Acum, multă lume din jurul nostru ne spune, ne spune că suntem egoiști, soțul meu e singur la părinți, eu mai am doi frați, știi cum e, îl am acum pe Ianit și nu-l mai dau pentru 10 fetițe. Deși primele trei luni de sarcină vorbeam cu el, te rog să fi fetiță, te rog să fii fetiță și uite că e un băiețel. e posibil, nu spun niciodată nu, cum vrea Dumnezeu, dacă îi să fie... O așteptăm, dacă nu, este bine da. și așa. Uh, spune spuneai mai devreme că ai apărut și în două reviste, da? Uh, da, chiar în trei, doar că a, a treia nu scoate printuri, adică nu le scoate revistele doar online. Da, Am în dis magazin, ei yes, din America și am, am apărut cu o fotografie cu băiețelul de 8 săptămâni și încă în două, exact una e din Canada și una cred că e din Polonia. Da, alea au fost niște momente, uite că de găină și da, foarte mare. Da, acum că stai și îmi povestești, mi-aduc aminte, uite acum, știi, câteodată ai așa un click și ți-aduce aminte câte ceva. Mai de mult colecționam vederi, felicitări, era o doamnă foarte cunoscută, parcă tot Ana, se... Ane... Ana Ghez. Oare? Da, cred că da, ea era. Ea are Cu și diferiți găbăriuși, copilași în ghivece, în... Da, ea a, are și păpuși... nu mai colecționez, dar oare unde sunt? Că nu le mai găsesc vederile. Acum am amintit de ele. Ea are și păpuși. Ea, dacă bine știu, e din Statele Unite și e în vârstă deja, dar ea are și păpuși. După, după cum a fotografiat copiii, așa, și-a făcut bebeluși păpuși, așa, micuți de da. Trebuie adică, să-mi procur și eu o, o din aceea. Adică <laughs> sunt superbe. Fiul meu a primit de botez și chiar sunt... Da? Ex, sunt ca și cei reali. Wow. Sunt micuți, cam cât e aparatul meu, dar sunt ca și cei reali. Sunt foarte frumos și făcuți, chiar... Da. Da, vezi, m-am de asta. O să le caut undeva, dar nu cred că mai există. <laughs> dar știi că... O să, ajungă, tine, o, să ajung, o să ajungi la câțiva ani când o să fie chiar niște chestii care sunt wow. Da. Pentru că fotografia de nou născuți pe an ce trece tot mai renumită, tot mai... mai, uh, mai importantă e, eu tot timpul așa spun la părinți, mai ales la mămicile care sunt însărcinate, nu ratați. Ok, nu veniți la un an, nu veniți la Crăciun, nu, dar de nou născut, nu ratați, pentru că e, e un moment care nu-l mai prins încă o dată și sunt așa de frumos și drăguți că e păcat să nu ai o amintire cu ei. Eu nu am. Ți-am spus mai devreme. Nu erau atunci așa multe. Probabil că erau undeva prin țară, dar acum uh, ai acces mai ușor, să spun așa, la un uh, fotograf de newborn. Dar uh, o să le fac la nepoței. <laughs> Corect, corect. Uh, <laughs> da. Care este reacția mamelor când văd fotografiile? Uh, pf, bună întrebare. Eu când fotografez, uh, sunt foarte obsedată pe să fie posing-ul perfect. Ei, mămicile spun așa, Ana, e perfect, dar plânge, nu stă cum trebuie. Pentru mine e perfect pentru ei oricum îi aș pune e perfect. Cum ai spus mai înainte tu că îți place poziția aceea, uite, ceea de acolo de sus este froggy este cel mai, cea mai grea poziție. Acolo nu le sunt și nici o secundă singur și foarte multe momici își doresc acea fotografie, dar Cred că din toți copiii care am fotografiat, cred că vreo 10 am reușit să fotografiez în poziția asta. Da? Da, e foarte greu. Da, e foarte greu pentru că trebuie să fie foarte liniștiți și foarte adormiți ca să poți să fac acea poziție. Da. Foarte da. drăguț. Aceea care îți place ție, îi mai ușoară, dar uite cu Ana noastră, finuța mea care va fotografiată, n-am reușit să facem. Ea nu. Hai să mergem două minuțele și acolo Sigur. Să vedem ce face Ana Dacă este pregătită pentru da. ședința, Te rog, dute, du-te Dacă este pregătită pentru ședința da, 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 foto. Ea, uite acolo este pe pelușa noastră S-a liniștit A deci e fericit acum Putem să-i să dăm drumul Ana, îți mulțumesc tare frumos că ne-ai primit la tine eu îți mulțumesc și vă mai aștept oricând ha. Pentru că tot timpul Vin cu noutăți. Și te aștept și pe tine cu fetițele tale okay. O să ai o surpriză <laughs> Și eu, o să -ți ofer. eu vă mulțumesc foarte frumos Încă o dată că ați venit Și dacă îmi permiți I-aș mulțumi la Cristi Tarța, prietenul meu Care ți-a spus de mine Da, El, el te-a recomandat Da, da mulțumesc. Îl salutăm și noi pe Cristi, mulțumesc frumos Și eu îți mulțumesc